Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară vor să pună capăt unor intoxicări apărute în spațiul public, potrivit cărora ar pregăti o fuziune cu PNL. Viorel Arion, președintele organizației județene PMP Hunedoara, susține că nici nu se pune problema de așa ceva, atâta timp cât peneliștii au devenit chelnerii de la masa PSD. Acesta susține că mai degrabă se poate lua în calcul o posibilă colaborare cu USR și Forța Dreptei. Nu este posibilă o asemenea fuziune, sunt doar fumigene electorale, ne așteptăm să mai avem parte de astfel de fumigene, asta înseamnă că adversarii noștri se tem de noi și suntem pregătiți să le facem față. PMP s-a declarat încă de acum un an de zile adeptul unei alianțe de dreapta, alianțe care să includă Uniunea Salvați România, USR, eventual Forța Dreptei, intelectual de dreapta, ONG-uri care susțin aceste orientări ale Partidului Mișcarea Populară și nu numai. Viorel Arion spune că nu vor fi parteneri ai PNL atât timp cât această formațiune politică a devenit chelner la masa PSD. Fuziunea cu PNL înseamnă de fapt o fuziune cu PSD, ceea ce nici în visele mele cele mai negre nu cred că ar fi posibil. Deci la ora actuală PNL se vede cu ochiul liber că este chelnerul de la masa PSD. Noi nu ne dorim să fim în această poziție, vrem să fim o soluție pentru românii care își doresc politici de dreapta, politici fără minciuni,